Înainte să înceapă repetiția pentru dansul mirilor, încălzirea este esențială. După mine, băieți! Bravo! Haideți! Așa! Bravo! Și acum să-i vedem pe îndrăgostiți exersându-și talentul pentru ziua cea mare. Bine, mă, că cad! Și nu există cuvinte pentru a spune tot ce simt. Și stăm. Dar ne înțelegem din priviri. Niciodată ochii nu mint. Povestea noastră de iubire. Și 1, 2, 3, în jurul nostru. Gindile fericirii le răspui. Dansul a fost și prilej de conectare, după cum se vede, iar repetiția merge mai departe. Păi este bine, ați ținut fata în brațe, ați întors-o, ați văzut un ochi, a ieșit perfect. Haideți să pornim, nu uităm, avem pas, pas, stau, pas, pas, stau. Deci, de aici, aici? Uite, doar trecem. Așa, aici, da? Atât, da, asta e tot. Să pot să fac... Doar trecerea aceasta, da? Deci așa. Ia să vă văd odată. Să iasă trecerea bine. Vreau și pe urmă facem dreapta, stânga. Hai, nu e bine. Pornim asta, și dacă... pe sub, pe sub, pe doar sub, așa. Bravo. Uite așa. Așa, așa. Nu? Nu așa, ți-am zis. Nu, este drumul mai lung cum îl faceți voi, îl vreau pe cel scurt. Adică doar găsești calea cea mai scurtă ca să ajungi în partea okay. dreaptă. Doar mă întorc. Exact, da. Doar te întorci. Doar mă întorc. Deci e așa, așa. O... Da, ok. Trecere ușoară, da? Iar nu mă dai bine, iubi. Doar să mă întorc de aici. Da? Așa. Păi eu doar de mâna. Tu trebuie să dai. Și mă dai invers tu, știi? Și mă bagi în... Nu mă mai da așa. Că trebuie doar să vină... Te dau eu. Ba da. Mă întorceai așa. Te dau așa. Așa. Așa, perfect. A, deci doar întorc așa. Da, când rămânem așa, eu doar mă întorc. Doar atât. A, și țineți brațele exact. Da. Fata poate pune palm, mâna, pe... mâna peste perfect. Mâna băiatului, se vede mai drăguț, da? Doar fac așa. Ținem de mâna, zburăm împreună la stele. Am la valiera aia. E clar că și-au dat silința, fiecare după posibilități, firește. Am 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Am înțeles? 1, 3, stâng, un spate. Iubi, doar un picior. Dreptul. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, și stângul cu spate. 2, 3. Uite-te la mine. Păi dreptul. 2, 3. 1, 2, 3. Dar trebuie să mergi din ambele picioare. Uite. 1, 2, 3. Dacă tu crezi că stai și o să faci așa. 2, 3. Că așa trebuie, de cum ne arată. Hai, cu aia să vezi că e altfel. E ritmul așa. Ține mâna aici. Haideți să vă văd odată, da, cu dreptul, 5, stați puțin, 5, 6, 7, pornim și 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, bravo, bravo, e perfect, 1, 2, 3.
și nu mă prinde bine. Că la un moment dat am prins-o de asta, am prins-o, nu știu. Dar cum o prinzi de nu reușiți? Deci, bine, deci faci așa și... Ia uite acum. Ia uite ce frumos. Dar de aici trebuie, nu? Să te prind în mijloc. Dacă te prind de aici, nu-i bine, de aici nu-i bine. Haide, Andrei, curaj, că trebuie să iasă. Rău pentru... Mă rog, ție tot alunecă mâinile. Eu dă-te cu talc, știi? Cum se dau gimnastele înainte de... A prins tot ce am apucat, dar tot nu mișea. Dar acum știu că trebuie să o prind. Febră, muscul. Că te strânge, când te strânge, poate... Fii atent cu aulul, cu fracturile de coastă. Dacă nu sunt prea tare, să nu... Ce spui? Am zis, să nu o strângi prea tare, am venețit-o, am... Da, mamă, cât te-am pățit cu ea. Da. Și Cătălina și-a luat un elan de mă gândeam că o să zară peste Vlad. Parcă l-am aruncat un gol. Da, acum am auzit și eu. Nu. Și îi explicam așa, nu are cum. Dar de ce îi spune? Tu îi spuneai că nu? Păi nu mai îi faci așa pentru că efectiv nu am, nici, nu am timp să te prind, că deja... Că vii tu înainte! Așa, și acum că v-ați văzut, cum? Pentru niște... oameni care n-au treabă cu dansul, ne descurcăm. Dom'le, pentru niște oameni care au fost premiați pentru un dans. Mulțumim. După din Plăști. Așa. Da, ne descurcăm foarte bine. Da? Bine, da. Ok. Aici ați ratat, asta s-a întâmplat ieri dimineață. Da, ce, care parte o pierdusă? Ultima parte, ultima cu parte. Pași în față și în spate și după aceea unele Nix și Soare. Uh-huh. Ok, ați mai exersat priza? Da, da, timp perfect. Am făcut și aseară, toată ziua am repetat ieri. Da. Vă zici că ți iese? Da. Dar după aia fiecare, dacă tot. Mai facem o dată, am făcut și ieri priza. Hai, păi, dacă ați spus că de atunci să te exersați, ia să vedem. Să domnule, trebuie ca aruncă. De aici. Stați un pic, și eu pe aici. Stai, hai, de aici. Unu. Bravo! Bravo! Băi, vorba de s-o prins. Da, nu știam s-o prind. O prindeam total eronat. Din jos. Din toate părțile. Da. Numai de unde trebuie, nu? Am văzut că ați tras cu ochiul. Da, nu, dar de ce? Dar se întâmpla o acțiune aici, în casă? De ce să nu vă uitați? Nu m-aș uita. Tu unde erai, anemona? Pe nu? Acum? Am vrut să stau, dar n-am putut. Nu, nu ți-au dat voie? Nu. A, păi să fie așa o surpriză. Da, da, stăm și ne uităm. A, nu v-au dat voie, practic. Nu ne-au dat. Aha. Și eu eram în trecere de la bucătărie și am stat un pic acolo. Da. O să fie drăguț. O să aveți emoții, dar nu mai contează, că mai e ceva. Acolo nu va fi doamna coregrafă să... Ne-a spus că da. O să vină la finală? Da? Da. A, da. Ah, super! Dacă v-a spus, înseamnă că așa e. Da, fie. Păi da, să ne-am liniștit. Da. Da, acum, dacă se întâmplă ceva și n-apare, să nu vă simțiți debusolați. Aoleu, n-a venit. Noi ce facem acum? Nu merge așa. Nu, trebuie voi să știți că e acolo. Indiferent dacă îi sau nu. Deci să-și inducă ei, ca și... N-am cum, n-am cum așa. Se rupe filmul dacă nu o vedeți, nu? Nu pot să lucrez. Păi da, da, ideea e că la dansă nu te uiți în ochii logo, viitoarei soții, nu te uiți la doamna coregraf. Da, ea se uită în ochii mie și am spus, uite-te la doamna coregraf. Da, plus că nu o să-i vedeți mișcările foarte bine, pentru că v-am spus, e cu fum, e cu efecte speciale. Ea, dacă repetăm, totul vine la sine, așa, nu știu, adică... Da. Și îți pleacă cele singure. Și asta e dacă aratați un pas, dansați și voi un dans de la... Freestyle. Nu se prinde nimeni, da.
Hai să-i vedem și pe Maria și pe Antonio. Ce faceți? Unde sunteți? Uite, puțin în tranzit acum. Am avut parte de o experiență frumoasă pe mare și acum sunt în tranzit. Nu-mi spune că te-au dus acasă. Așa. Deci, practic, acum sunteți în Constanța. Da. Din mașină am arătat așa și locurile din copilărie, pe unde petreceam eu Mariei și pe unde o să ieșim după 10 iulie. Te-ai întâlnit? E mare și vremea e bună și e foarte, foarte frumos. Nu ne-am mai întoarce. Nu vă mai întoarceți? Dar cu mama de întâlnit? Nu cred că știe. Nu era la geam? N-ai făcut cu mâna? M-am uitat, dar nu era. Am înțeles, da. Presupun că nu o să vorbim acum despre Fantasy Date, că o să vedem mâine imaginile, dar am bifat că ați fost la mare. Acum plecați? Vă întoarceți spre casă? Nu, mai avem parte de experiențe frumoase și abia aștept să ajungem acolo. Am înțeles. Ajungem mai târziu. Ați făcut și o baie în mare? Urmează, da. Mâna sus, cine invidiază în acest moment pe Maria și pe Antonio? Ok, avem unanimitate, ca să știți, nu știu dacă ne vedeți. Deci unanimitate, vă invidiem cu toții. Cred că dacă îi întrebam și pe colegii mei de la cameră, și voi? S-au ridicat și pe nu, și ei, da. Facem o baie mai lungă și pentru voi. Și regia ar vrea să fie la mare. Aia, faceți exact o baie pentru noi toți și... Ne povestiți mâine dacă e marea caldă. Fenomenul ăla ciudat nu l-ați prins, nu? Nu mai era ceață. Nu l-am prins. Poate mai târziu, deocamdată nu. Am înțeles. Aveți emoții cu dansul? Noi asta am văzut, dansul mirilor. Ce anume nu vă iese sau ce iese cel mai bine? Ne-am descurcat destul de bine. Nu știu. Mai trebuie puțin așa la mișcarea mâinii să fie mai elegant. Trebuie să mai exersăm puțin, dar cred că până final o să ne iasă. Am înțeles. A fost repetiție astăzi? Nu. Nu, n-ați ratat. E bine, n-am pierdut nimic atunci. Da, și nu pot să nu remarc, Antonio, că ți-a revenit zâmbetul. Păi, așa e când treci pe acasă și... E alt vibe afară. Da. Și auzi, dar ce e acolo pe la mare? S-au deschis cluburile? Care-i treaba? Nu știu. E timpul săptămânii, nu știu. Nu e nimeni în timpul săptămânii, nu-mi da vestea asta. Nu era nimeni. Vai de mine, ce să vezi? Unde v-au dus? La Eforie? Unde v-au... Nu. O să vedeți mâine, nu vă mai spune mai mult. Da. Maria, ești supărată un pic? Nu sunt supărată, mă bucur de vreme. Sunt puțin obosită, dar e foarte frumos și chiar mă relaxez. Eu cred că tu ești stresată să nu dați nas în nas cu mama lui Antonio. Nu, absolut deloc. Da. Bine, păi ce să zic, vă așteptăm în casa Mireasa, faceți baia aia și treceți acasă că mai aveți niște treabă pe aici. Mai stăm puțin. Da, bine, ne vedem mâine să ne povestiți mai multe unde v-au dus, ce ați făcut. Drum bun! Bine. La revedere! La revedere, ne vedem. Da.